Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit, bun venit la acest super joc, la Portal Knights, un joc foarte drăguț, un super joc. De-abia aștept să intrăm în acțiune, am făcut prima misiune din greșeală, am apăsat Space, dar următoarele misiuni le facem împreună, Move Around Using WASDU, acest lucru o să facem, să ne plimbăm pe hartă cu WASD, ca în orice alt joc, bun, pe asta am făcut-o. Așa, Open the backpack by pressing B. Deci ca să-mi deschid găzdanul, trebuie să apăs B. Hai să apăsăm B. Tânc. Aha. Și zice că... Să selectez asta... Și să o pun aici, cumva. Ia. A, da. Uite. A, continuă misiunea. Și mută poțiunea de viață pe hotbar. Perfect. Ok, ce mai zice? Apasă middle mouse button pentru a schimba între a, între first person și third person camera. Adică dacă să fie așa, a treia persoană, fiindcă ne vedem, sau, u, să stai că aici sunt niște monștri și nu știm încă despre ei, sau să vedem așa. Ok. Hai să vedem cum ne descurcăm cel mai bine. Are fovul foarte, foarte derutant. Field of view. Ce se aude? Ok. Press the middle mouse button again pentru să apăsăm din nou mouse 3 pe rotiță pentru a schimba înapoi. Ok, hai să încercăm și așa și așa și să vedem cum exact ne descurcăm cel mai bine. Atacă an enemy with your weapon. Atacă un inamic cu arma ta apăsând left mouse button. Ok, mouse stânga. Tung, tung, tung. Uh. Ok, așa. Am atacat doi oameni. Doi doi inamici. Nu, oh, uită-o casa. Aha. Dă click pe inamici pentru a-i bloca, pentru a pune ținta pe ei. Aha, deci dacă apăsăm space în timp ce avem ținta pe ei, putem să evadăm atacul. Hai să mai găsim încă un inamic. Unde ești? Fluturele alea nu cred că e inamic. Ah, și când te apropii de câte ceva, îți apare o Așa, clic. A, și intervine așa un fel de cinematics. Ah! Cum zicea că... Nu, încă o dată. Trebuie să învățăm asta cu evadatul, că mi se pare că este un lucru foarte drăguț. U, uh, am luat trei chestii. Blue Portal Stone. Shards, deci niște elemente din... Niște pietre pentru portal. Bun. Asta ce este? A, experiență, frumos. Ok. Hai sus aici. Deci, dacă dau click pe un inamic, click pe tine. Așa, și cu space. Nu. Cum dau? A, nu, cu dreapta mouse. A, cred că am învățat. Cu dreapta mouse. Ia uite încă o căsuță aici. Cu multe plantații. Aha. Foarte drăguț încă este foarte derutant mouse-ul acesta și n-am învățat... Nu cred că are opțiune acest joc. Ia, ce e în căsuța asta? Ok, o să vedem și ce e în această căsuță. Vreau să învățăm mai întâi cu atacul. Unde mai găsim un inamic? Să facem noapte? Se face noapte. Va trebui să găsim un, un inamic, să putem să facem... Deci, dreapta mouse pe inamic, cred că trebuie. Ia să încercăm. Așa. Și acum? Aha, acum pot să dau... Să dau strafe, așa, să mă feresc. Super! Bun. Mai departe. Complete the remaining quests. Să termin cealaltă misiuni, dar nu mi-arată misiunile. Ia! Ah! Am vrut să mă feresc. Hai, ferește-te! Mm, mai avem aici unul? Da, uite. Dreapta mouse pe tine. Și... Așa, și... Tu mă ataci și eu mă fresc, dar nu mai mă atac. Mai avem aici doi. Pac. Momentan nu vrea să facă faza aia cu strafe. Ia. Pac. Aha. Dacă îl apăsăm și nu suntem în atac, atunci pur și simplu sărim. Ia uite ce de inamici aici. A, ah, și cu ăla pot să mă antrenez. E un dummy ăla. U. Așa, dar de ce mi intră în first person când sunt în atac? Ok, deci cred că este pur și simplu de, de obișnuință. Sau să nu... Vup, vup. Hai, cu space-ul? Nu vrea. Da, nu, nu știu exact încă cum funcționează. Vom învăța pe parcurs. Ah, stai că mai e aici un dinamic. Vup, nu. Tu, pum, Hai, pe tine vreau. Nu merge chiar foarte bine, așa cum speram noi. Unde este mouse-ul nostru? Dă să ieșim din asta și te luăm pe tine. Așa. Pac. Ah, cred că nu trebuie să atac. Cred că asta e șmecherie. Ia. Pam. Ok, și cum Uite, exact asta vrem. Cum facem? Cum se face? A, ah, cu săgețile, pur și simplu cu săgețile. Și facem așa și după aia cu space-ul ne rostogolim. Super! Am învățat-o și pasta. Mai departe, am ieșit din focusul ăsta. Avem aici niște clădiri. Hai să intrăm în clădirea asta să vedem ce este aici. Ui, dai cam adâncă treaba. Foarte adâncă. A, ah, uite o ușă. Și o deschidem cu dreapta mouse sau cu F. Hai cu dreapta mouse. Dreapta mouse. Ok? Aole, ce ești tu aici? Și? Mă feresc, mă feresc. Ah, nu n-a mai fost nevoie, dar nici nu a vrut exact să funcționeze cum ne-am dorit noi. Ok, o încăpere foarte drăguță. Deci acest joc are și niște abilități foarte plăcute, foarte drăguțe de a... Abilități. Are niște funcții de a construi. Și aveam aici o cutie. Ce ne-a dat? Ro electroplasm... Electroquartz. așa, niște bumbac, bun, și încă niște șarduri din acelea. Hai să intrăm din nou cu B, B ne am învățat, nu? A, așa. A, le avem aici. Avem niște oase, astea le-am primit de la schelet. Ro Electro Quartz. Și mă, mă să vin aici și să mă teleportez un. A, în mijlocul bazei. A, așa putem să economisim timp pentru, pentru mers pe jos. Hai să mai exersăm faza cu... Up. Nu vrea. Ha. Ok, te-am luat și pe tine. Se pare că sunt destul de puternic. Nu. Ok. Au, 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 au. Nu prea vrea. A, am luat o inimieră. Asta înseamnă că... Ce înseamnă? Că mi-a dat viață. Mi-a umplut bara de viață. Bun, mai departe. Repair the broken work bench. Deci avem masa de lucru acolo pe care trebuie să o reparăm. Craft a scout tunic and the, at the workbench. Bun. Cu ce o reparăm noi? În primul rând, cred că ne va trebui niște... Ia, F. F. Ne trebuie niște lemne. Exact. Numai că s-a făcut noapte afară. Dacă s-a făcut noapte, o să fie puțin cam întuneric. Vă sugerez să vă stingeți puțin lumina, fiindcă nu am cum să fac mai lumină decât atâta. Vă, sugerez să vă stingeți puțin lumina din cameră. Ia, pot să dau așa cu... Cu ce? Cu săgeata? Ah, deci am tras cu săgeata și am spart copacul cu săgeata. Ok. Hai să dăm cu dirt block. Hai să... Nu, nu, ce fac? Am construit. Dăm cu osul. Bun, deci pot să dau cu osul. Nu pot să-mi construiesc și eu un topor ceva sau un târnăcop. Cred că ar fi cel mai bun. Așa, hai să luăm și asta. Ce este asta? A, am, luat, am luat bumbac. Bumbacul e foarte bun, cred, din câte am văzut și am aflat. Este foarte bun. Așa, ce-am mai luat? Niște mure. Hai să vedem flora și fauna pe aici, mai ales flora, că fauna am întâlnit-o deja. Deci lemn. Aici ce avem? Grâne. Foarte bun. Cred că facem pâine din ele, nu știu. Ok, am mai luat încă niște uh, bumbac. Tot îmi vine să-i zic mătase, nu înțeleg de ce. Cred că de la, de la jocul pe care l-am jucat noi mai devreme. Așa, am mai luat niște mure. Și tot iau niște semințe. Cred că sunt foarte benefice semințele astea. U, uh, de ce mi arată așa? A, ah, dacă apeși, e, îți deschide unde ai avut ultima oară. Ia, ce asta? Uh, avem skill tree. Super. Deci dacă închid acum așa, apăs E, mă duce la skill tree. Exact. Dacă mă duc aici, ia să vedem ce putem echipa. Pioneer Scape. Aceasta este o pelerină. Am înțeles că pe aceasta o primești dacă îți cumperi jocul în Early Access. Hai să o punem aici. Și am mai avut noi ceva. Unde? Aici. Am un banner. Nu știu ce fac cu el. Dă să-l pun în coace. Ok. Asta nu ne trebuie. Vino shift click, nu merge. Nu merge shift click. Le punem manual aici, aici și aici și să luăm aceste semințe, să putem să le replantăm, pac și pac, să replantăm ce vrem noi să avem pe aici pe teritoriu. Cum facem asta? Este selectat și pur și simplu dreapta mouse, nu, stânga mouse? Da, stânga mouse. Ok, ce sunt acestea? Acestea sunt Emerald Tree. Deci copaci în formă de emerald. Așa se numesc copacii aceștia. Bun, am plantat totul. Eu zic să mai luăm niște mure din acestea. Nu, lemn. Lemn ne trebuia. Avem 11 lemn. Hai să mergem la căsuța aceea și să facem... Hai, pe aici. Duc. Să reparăm acolo ce ne zicea să reparăm. Unde ne zicea? A, aici. Ușa. Pot să citesc asta? Da, pot. In the cotton farm, deci o fermă de bumbac. The portal knights craft their armor and clothing. Deci, uh, cavalerii portalurilor, ca așa se numește și jocul, portal knights, uh, își craftează armura și îmbrăcămintea. Armură și îmbrăcăminte. Armură și îmbrăcăminte, bun. Putem să reparăm acum asta. F. Așa, upgrade. Tug -tug 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 -tug. Foarte drăguț. Și acum, dacă îi dau F, pot să fac mai multe chestii. Târnăcop vreau. Stone pickaxe. Stone pickaxe îmi trebuie lemn. Lemn am. Șapte. Și îmi trebuie niște piatră. Hai să vedem de unde facem rost de niște piatră. Tung Cred că piatra trebuie să fie oriunde sub aceste pământuri. Ce-i asta? Wow, ce aici? Mi e aici? Mi-e frică. nu știu ce e acolo. Dar mie e puțin frică. Uh, cred că sub orice pământ din acesta, dacă îl sparg... Eu, ce e aici? Stai că aici e lumină. Pot să trec pe aici, așa? Pot? Ok. U uh, Uite o cutie! O cutie secretă? Wow! Am găsit o cutie secretă. Hm. <gântu -i> ce e aici? Asta cred că e piatra. Ia să vedem. piatră, Da meu? Da, da, da. Fix asta. Nu, nu, nu. Stai că am pus-o. Da, da, da. Nu, nu, nu. Of. No. Trebuie să o iau o dată. Așa. Și acum să-mi mișc mâna pe... De-aia ne trebuie o unealtă neapărat. Deci cât a zis că îmi trebuie patru... 4... A, am patru. Am cinci. Nu, nu cred că am 5. Am primit și experiență. E un lucru bun. A, așa. Ce-i aici? Mm, nu cred că era chiar atât de secretă cutia aceea, se pare. ce e asta? Asta l-am pus eu din greșeală aici sau... Nu, nu că e și simetric și în partea asta. Altă. Hai să mai luăm niște piatră. Să mergem să ne facem... A, așa. Deci câte piatră avem? E. Mm, B. B. Avem... A, uite aici. Șase piatră. Cred că putem să ne facem deja târnăcopul. Se face zi, deci în curând se poate vedea și mai bine și pe ecran, dar... Nu... Numai că mi-am pierdut căsuța. Cumva? Nu cred. Cred că trebuie să fie pe aici. Tuc, tuc. Căsuță, căsuță. Unde căsuța mea? Casa mea? Cât de greu să... A, uite-o. Nu. Aici e intrarea în mină. uite acolo. Și pe drum putem să mai culegem niște mure din acestea. Tuc, tuc, tuc. Ok, mulțumesc. Niște ciuperci, oare ce sunt astea? Ah, da, că am luat-o pe aici, pe lângă chestia asta ciudată. O să vedem noi altă dată. Uh, o ciupercă în o ciupercă în mână. Mushroom seed. Tânc, hai, tânc, pang, bun. Târnăcopțchi. Cum facem noi? F? Târnăcop? Stone pickaxe, ura! Ah, ce bine! Zim că-l am. Unde ești? B. Uite-l. Vin un coace. Așa. Arcul vreau să fie aici. Niște blocuri de construcție pot veni aici. Semințele le pot pune aici. Acum avem tânăr cop. Ceea ce este superb. Ok. Aici de ce îmi pâlpâie? Îmi pâlpâie fiindcă vrea să-mi fac blue portal stone. Tung, 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 tung. Ok. A, deci am făcut câteva. Și mai împâlp aici. Ce vrea să-mi fac? Vrea să-mi fac un scout tunic. O tunică. Îmi trebuie niște... Da, dar nu pot, fiindcă îmi trebuie cotton cloth. Avem, avem nevoie de niște cârpe din bumbac. Cum facem asta? Săbi... uh. Uu. Uh, un arc! Pot să... Da, cred că pe ăsta l-am și eu. Parcă pe ăsta l-am și eu. A, așa. Sharpening stone. Nu știm ce este încă. Aici putem să facem mobilă. O cutie ar fi super tare. Ne trebuie cupru pentru... Deci când ai nevoie de o cutie, îți trebuie cupru. Trebuie să ținem minte. Block and ingredients. Ah, și ăsta, craft, de ce nu mă lasă? Workbench, ne trebuie workbench. Nu avem workbench? Ce este asta? Ah, trebuie să dăm F -a aici. Așa, ah, cum ne lasă. Super! Hai să -l facem pe toate astea. Pe toate, 1. Deci, cred că... Și tunica aceea ne trebuia una, fix una. Nu, 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 stai că nu e asta misiunea. Misiunea e mai jos. Ne trebuie tunica și ne trebuie două. Hai să mai culegem niște bumbac în acest caz. Cu mâna goală. Bumbac, bumbac, bumbac. Uite aici bumbac. Trebuie să ne și plantăm bumbacul. Bun, vină tu. Să ne facem în această ingreditură. A, ah, mai e unul acolo și lângă inamic. Trebuie să mergem pe la el să vedem care-i treaba. Bumbac, avem deja 10 bucăți. Super. Nu. Aici. A, așa. Semințele de bumbac. B. Pardon. B. cotton seeds. Ia veniți voi încoace. Să vă și plantăm. Pot să pun una lângă alta oare? Da. Se pare că se poate și cred că cred că vor și crește cum trebuie. Tânc, tânc și tânc. Și mai am? Nu mai am. Bun. Hai să mergem la acel inamic. Mai exersăm atacul. 2. Aha, am dat cu strafe -ul. Bun, așa. Tâc. Așa, și tu. A, ah, deci am făcut așa, după aia i-am dat bloc. Și acum pot să dau strafe. Nu pot. <laughs> este o chestie de obișnuință și cu mouse-ul ăsta trebuie să mă... Am făcut level up. Am făcut level up. Super! Level up. Asta înseamnă că trebuie să mă duc la E. A, ah, și la skill tree-ul ăsta, C. Hai să ne obișnuim cu tasatura, C. Ok. Trebuie să dau un punct aici. Și să dau click pe asta. Ok, și avem... Agilitate plus 30%. Ce înseamnă asta pentru noi? Nu știm încă. Din păcate, agilitate. Agilitatea oricum este atributul rangerilor, ăștia cu, cu arcuri, cum sunt eu. Uite, hai să iau și copacul ăsta. Și această... Nu. Acest... Bun, cu toporul. Cu toporul. Super. Cred că o să folosesc toporul la absolut orice. Târnă pickaxe, cop. Nu avem... A, ah, poate reușim să ne facem un topor. Ia, topor. Nu știe despre topor, dar în schimb putem să ne facem tunica. Nu, nu putem, ne trebuie cotton. Păi să-l facem pe tot ăsta. Ok. 5. Avem 5 și încă unul. Nu mai pot, nu mai am. Tunica, deci toate comenzile sunt invers. Deci uite, eu acum ca să dau de bara asta în jos și în sus, acum eu dau de mouse în sus și ia o iau în jos. E ca pe, ca pe, telefon, practic. În loc să fie ca pe... Ca pe... Nu știu, în orice browser, când dai de rotiță, de exemplu, în jos, se duce... A, nu, rotița funcționează bine. Dar când iei bara, bara are direcțiile inverse. Ca pe Linux, cum ar veni. Hai să facem o tunică. Ei! Și ce înseamnă asta? B. O am undeva? Nu, nu am. Unde e? Am făcut-o. Cred că mi-a rămas, dacă dau F aici, da, mi-a rămas aici, trebuie să o iau de aici, deci tot timpul trebuie să dăm click aici. Acum o am în inventory, bun, și dacă mă duc aici și îmi pun torso, îmi pun tunica. Și avem plus 20 scutulețe din astea. Ce mai putem noi să mai facem? Aici de la mânuță, armură, Hai să ne facem tot setul ăsta verde. Deci tunica avem, bun. Scout. Cap. Că eu sunt scout. Cercetaș. Sunt squire. Deci sunt pe fiecare categorie. Astea sunt pentru magician, cred. Și astea sunt pentru pentru lupt luptător. Bun. Facem una de asta. Și, a, ziceam că ne trebuie și o cutie. Niște mănușele. Craft. Bun. Și niște pantaloni. Hai să vedem cum arătăm. Și-am consumat tot bumbacul. Ok. Ia vin aici. Pac. Cască. Bun. 30 de scutulețe. Piciorușe. Avem 45 acum. U, oh, ce asta? Mechanic. 1% șansă de a primi 2% durabilitate când dai damage. Am primit-o de la Scout Cap, asta. Ce tare! Ok, și mânuțe. 50! Deci avem 50 de scutulețe din asta. Perfect. Ia să vedem cum arătăm noi. Ieșim pe ușa. Mergem undeva la soare. Vop! Haha! Ce bine arătăm! Și cu arcul mână. Bun, așa. Ah, și mi se pare că era și o funcție F1? Nu. Puteai să scoți cu cum e funul din Minecraft, puteți să scoți direct. Uh, dacă se face iar sau unde e soarele? Unde soarele? A uite la acolo. Vup! Ok, ce se aude? Tu te aude. Uh, vup! Și sunt mult mai puternic acum. Perfect! Hai să luăm și pe astea. Nu există o funcție de a fugi, de a alerga, din păcate, se pare. Dar. Uh, sau nu încă. Poate avem mai încolo niște abilități acolo în skill tree cu care să fugim sau să alergăm. Trebuie să vedem. Deci, blocăm ținta. Nu. Blocăm ținta. A, mai era unul acolo de aia. Deci blocăm ținta și tragem. Uite, cu 17 și cu 26-le. Deci 26 este criticală. 17, 17, bun. Hai să adunăm toate astea. Uite o inimioară. Chiar numai bine că mi-am luat și damage. Hai, iau și pe asta. A, sunt full. Nu, iar n-a mers. Tot încerc să fac șmecheria aceea cu space-ul. Ok. Și? Mă feresc? Nu merge. Să mă feresc? Nu. Mă feresc? Unde mă feresc? Cred că atunci când o să dăm de niște inamici mult mai puternici, cred că va fi foarte important asta cu strafe Deci trebuie să ne iasă într-un fel. Trebuie să vedem de ce nu merge. Este, este o chestie foarte, foarte importantă. Ia, Aici am fost? Cred că aici am fost. Ok, acum că o ducem foarte bine, hai să vedem care e treaba cu portalul. O ducem, avem și tunica, avem și uh, pălăria și pantalonii și totul. Hai să vedem ce zice aici. Complete the remaining quests. Place. A, ah, uite aici, portal. Uh, să plasăm patru pietre de portal în slotul de goale. Tu ce povestești aici? F. Hai. Only portal knights know what lies beyond. Prepare well before you leave. Te zice că numai cavalerii portalului știu ce este după și să te pregătești bine înainte de a pleca. Exact asta am și făcut. Am putea să ia. B. Ce mai putem noi să craftăm? Aici nimic, aici nimic. Bun, bun. Ha, îmi zice, îmi zice aici o cifră. Deci, unde este asta? Pot să fac working bench, da, workbench. Ok, aici pot să fac două sharpening stone, probabil. Ok. Aici pot să fac două, două poțiuni din astea. Ce ne trebuie? Mure, avem șapte și nouă ne trebuie două. Deci dacă avem șapte și ne trebuie două și cât o sticlă de apă. Ia, una, ok, două, și 3. Și acum nu mai pot. A, deci cifrele acelea nu înseamnă nimica. <gântuia> înseamnă că te ai în lista asta, chiar dacă poți să le faci, chiar dacă nu. Bun, avem 9 poțiuni. Hai să luăm blocurile acelea cu B. Mulțumesc. Le luăm pe astea. Și ar trebui să... Dar nu avem cupru. De unde facem noi rost de cupru? Ah, stai să mai fac niște... De unde făceam? De aici făceam. Nu de aici. De aici, nu, de aici. Așa, uite, le facem și pe astea să scăpăm de ele. Acum dacă dau B, am un slot liber în plus. Așa, Pam. Hai să vedem ce este pe partea cealaltă a portalului. Cum pun? Aici? Cu Cu stânga mă o se pune. Ok, unul aici și unul aici. Aha, o, o. Au venit inimii și mi-a apărut aici o luminiță. Două lumințe. Ia să-i luăm pe pășt... Ce să știa? Aha, deci din ce în ce mai puternici sunt inamicii. E bine că avem sugeții infinite. Asta este un lucru foarte important. Ia, ia că vine spre mine. Și nu știu să dau strif. Ah, bun, l-am făcut. Sunt prea puternic, prea puternic. <laughs> nu, 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 nu. -i... Ia, ce bălam cu aici? Mai e încă unul. Și nu vrea să... Așa, ok. Și... strafe, strafe. Hmm, hai să trecem prin portal. Unde-i portalul? Aici. Trecem puțin prin portal să vedem care este treaba și cred că... Încheiem și acest episod, primul episod. Ne vedem în următorul. Ia! Ia uite, m-a ridicat. Super. Iarăși efectul acesta de Stargate, de... Poarta stelară din episoadele acelea vechi, care... Le mai vedeam când eram mici? <gântu -i> Cel puțin eu. Așa. Ia, ce e aici? He, e noapte. E noapte. Da, va trebui să facem cumva să se facă zi. Că este cam... Ia! Stai pe loc. Vrei să stai pe loc, te rog? Așa. Și strafe. Strafe, nu! Au. Cred că e foarte periculos aici. E imun. De ce e imun? Ok. Hai să... Ah, și pot să apăs oricând M. Dacă apăs M, mă pot teleporta acum și aici. Ia, dacă mă duc aici. Travel. Ok, și mă va pune pe această platformă din prima... Din prima hartă, cred. Din Peaceful Hills. Exact, din dealurile pașnice. Aici suntem în dealurile pașnice. Ok, dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest uh, prim episod din Portal Nights, un joc, uh, un joc foarte, foarte drăguț. Un uh, în cine am tras? În fluture. <laughs> un joc foarte drăguț. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu este să dați un like și un subscribe. M-ar bucura foarte tare. Și ne vedem în următorul episod. Numai bine! Pa, pa!